Oana Matache, sora Deliei, este mamă a doi copii, iar după ce a născut a doua oară, artista s-a retras din lumina reflectoarelor. Aceasta cânta pe scenă, alături de Delia. Gina Matache, mama celor două, a făcut primele declarații despre decizia fiicei sale mai mici. Oana este o mămică extraordinar de grijulie și în același timp își face și treaba, câștigă un bănuț. Nu îi este dor de scenă. Ea nu este genul, a făcut asta o perioadă cu sora ei, dar după a zis că nu se regăsește. A pus stop la muzică, la acest moment, nu știu mai târziu ce se va întâmpla. Se ocupa foarte mult de copii, eu o mai ajut din când în când. Simte că nu este locul ei acolo, ea a fost mereu mai retrasă, deși este foarte talentată, a declarat Gina Matache pentru Antena Stars.